Mamă, cât de mult sunt, 2, 3, 4, 5, 6, 8 televizori, mult. Cine e în spate acolo? E dar nostru presă? Da. Nu te știu mai așa, că e Mihaiță în filmul ăsta, nu toată lumea. Se simte Mihaiță aerul de campionat, de titlu? Noi ne dorim lucrul ăsta, dar mai e de muncă, mai sunt 8 etape în care trebuie să le câștigăm pe toate ca să fii campion. Crezi că mai poate pierde Steaua locul 2? Dacă nu vă juca așa cum ne dorim, noi poate să pierde și locul 2, dar dacă vă juca așa cum ne dorim, noi poate să câștige campionatul. Dar te așteptai ca în momentul ăsta să mai aveți doar 3 puncte în fața? Sincer nu, pentru că noi am început prost, dar după aia noi ne-a revenit. Și au jucat mai prost ca noi. Tu crezi în coaliția asta, Hardy Steaua? Există ea sau e? Păi când vede lumea că ești bun, trebuie să-ți facă ceva ca să te oprească, nu? Înseamnă că suntem buni și de aia le frică de noi și încearcă tot felul de lucruri ca să ne oprească. Se mai poate întoarce resultatul din Giudești, ai văzut că mai sunt destul de pe dreapta. Nu, nu. Cred că ăla e rezultatul care va rămâne. Mihaiță, care ar fi meciul de care îți pare cel mai rău în campionatul ăsta? Meciul de la Iași. Dacă câștigam la Iași, eram pe primul loc. Vine Mioveniu, duminică. Frică de autobază. Mi-e frică de Dumnezeu și atât. Să nu mă accentez din nou. În rest, nu mi-e frică de nimeni, nici o echipă din campionat. O să-l faceți pe Cârțu să dea cu capul de bancă? Păi nu noi l-am făcut, jucătorul lui l-a făcut să dea cu capul de bancă. Eu sper să nu. Nea Sărin e un antrenor bun. Mihaiță, Cârțu e tăticul tău, nu? Da. Și al tău și al lui Mirel. Cum da, o să fie întâlnirea cu el? Ne-a ajutat la începutul carierei noastre, a căzut pe noi și până la urmă a demonstrat că merită să jucăm fotbalul în divizia. Vă dați seama, va fi o întâlnire grea, pentru că se știe că Nea Sărin organizează foarte bine jocul. Dar noi ne dorim să câștigăm, pentru că noi avem un obiectiv să câștigăm campionatul. Este un meci de statistică, meciul cu numărul 1000 pentru Steaua. Da, care trebuie să-l câștigăm. Victoria. Pentru Marius Lăcătuș, i-ați pregătit cadou? Mine este ziua lui. Nu încă. Cred că cadou cel mai bun ar fi duminică și câștigarea campionatului. Mihaiță, cum e? Cum ți se pare acțiunea asta? Cum e să cred că ai tot timpul treabă cu suporterii? La un club mare, dacă dorești să ai o echipă mare și un club care se respectă, mi se pare normal să se întâmple lucrul acesta. Te doare mâna? Da, mă doare. De ce? Ai văzut cum mă țin de mână? Mă doare puțin, da. Gigi Becali a fixat deja obiectivul pentru Champions League, deși Steaua... Nu știu, n-am văzut. Vrea calificare în Champions League și calificarea de dincolo de grup. Mi se pare normal, pentru că dânsul bagă foarte mulți bani și e normal ca să-și dorească lucrul ăsta. Iar noi care suntem la Steaua și noi ne dorim același lucru. A învățat Steaua ceva din experiențele trecute, poate să le depășească? Sunt convins de lucrul ăsta, pentru că jucând an de an în Champions League, e normal să progresezi și normal să înveți din trecut. Cu cine voi modelul Fenerbahce? Am văzut. Mai jos se poate cu o echipă din România să facă? Cred că da, în viitor apropiat, cred că da. Dacă vor mai fi patron și la alte echipe, cum este domnul Gigi la noi, cred că da. Mihaiță, se bage bani foarte mulți. După Vaslui Steaua și după Arsenal, Liverpool, se poate face vreo comparație între nivel? Nu, pentru că sunt două competiții diferite în primul rând. Iar un teren care l-am avut noi la Vaslui, nu se compară cu unul care au jucat. Cum vezi două echipe românești în Champions League? Eu mi-aș dori să văd 3 echipe, 4 echipe, cum sunt în celelalte campionate, pentru că atunci când vom fi mai mulți, cu atât mai vom va fi campionatul. Ca niște buni creștini, îi primi și pe băieții de la CFR aici, pe stadion? Eu nu mi-aș dori lucrul ăsta. Eu sunt în ton cu suporterii. E ca stadionul nostru și nu mai nesești cam aici. Fiecare cu stadionul. Mi se pare normal. Tu cu cine ții în Champions League? Cine vrea să câștige? Sincer, eu țin cu Barcelona. Barcelona e echipa mea de suflet de când eram mic și când au mers prost tot că i-am ținut. Dar cred că anul ăsta, cred că cu toate că au luat bătaie Chelsea va câștiga de campion. Este un campionat nebun. V-ați întâlnit cu Mircea Rednic acum două etape. E posibil să vă întâlniți cu el și lui. Sunt convins că ne vom întâlni. Din minutul 73? Nu, din minutul 1.